Altă variantă nu avem decât să ne gândim la cele trei puncte. Și spun acest lucru nu neapărat că vom avea un joc foarte ușor, din contră. Vom avea un joc foarte greu, cu o echipă care știe foarte bine să se apere, o echipă care este pregătită de un antrenor foarte bun, iar noi nu avem altă variantă decât să ne gândim la victorie, la cele trei puncte, pentru a ne consolida poziția din clasament. Dacă Chindia are o perioadă lejeră cu un singur meci oficial într-o săptămână, cel cu Reșița, CS Mioveni va bifa trei jocuri în următoarele șapte zile. Cred că este o săptămână foarte importantă pentru noi și eu sper ca echipa să joace bine și să obținem rezultatele care ne le dorim. Adică așteptăm în primul rând sâmbătă o victorie și continuând cu miercuri, o victorie cu Satu Mare, pentru că noi dacă în aceste două jocuri acumulăm 6 puncte, cred că facem un pas foarte mare către primele 6 locuri. Meciul de la Mioveni dintre echipa locală și Șoimi Pâncota este sâmbătă de la ora 11.